liniști la mutră, să știți. Doamnelor și domnilor, reluăm ediția noastră. Prima parte excepțională, foarte condensată, foarte multe informații. Doi reprezentanți de marcă ai zonei militare, generalul în rezervă Alexandru Grumaș și colonelul serii în rezervă Tudor Păcuraru. Afirmații foarte puternice în prima parte. Aș vrea, înainte de a dezbate poveștile astea teribile, anunțul secolului făcut de un om de știință, mi se pare fabulos. O să vedeți despre ce este vorba în scurt timp și partea asta cu inteligența artificială și protestul inclusiv al Elon Musk. Să comentăm un pic foarte pe scurt interviul ăsta pe care l-a dat Bogdan Aurescu celor de la BBC. Sunt niște afirmații care sunt cel puțin strane aici. E întrebat de ce nu face România public nivelul ajutorului militar pentru Ucraina, pentru că partenerii europeni ai Ucrainei ar fi foarte transparenți în această privință. Voi o țineți secretă. De ce? Pentru că aceasta este politica guvernului meu. Credem că e mai eficient așa. Cred că e cu adevărat important că alianții NATO să poată sprijini eficient Ucraina și credem că așa e mai bine pentru Ucraina. Practic, nu face decât să alimenteze suspiciunile că România furnizează armament, tehnică militară Ucrainei. Găsești ce a dat România. Veste antiglonț, căști antiglonț, astea sunt puse, sunt postate. Adică, în calitate de ministru, puteai să spui, dacă știi că sunt pe Wikipedia, deci unde sunt toate armele date de toată lumea, spui, domnule, am dat arme, am dat căști și am dat astea și cu asta. E inadmisibil să ai un asemenea răspuns. Deci asta e politica guvernului meu, cred că e mai eficient așa. Nu știu, am ajuns într-o situație. Hai că și-a spălat pe mâini și-a dat pe domnul Ciucă. Da, corect. Cam asta. Halal. Da. Mi se pare ciudat rău pentru ministrul de externe să nu aibă capacitatea de a veni cu niște răspunsuri ceva mai puternice, mai ample sau mai smart, mai inteligente pe zona asta. Ciudat. Mi se pare că l-a luat la mișto crunt și cam așa a rămas povestea. Jurnalistul britanic l-a cam șicanat și pe Băstroie, iară, pe povestea cu Băstroie, unde merita o replică, jurnalistul britanic a fost destul de obraznic. Domnul Aurescu n-a reacționat. După ce te acuză ăsta că le facem probleme ucrainenilor și că avem o atitudine cam ostilă pe canalul Băstroie, dacă ăla nu e în stare, nu cunoaște istorie, dă-i peste nas. Spune britanicului, băi, prietene, uite așa. E o convenție. Pe Dunăre, a încercat să spună că de două, ce e important, Aurescu zice că e o chestie de 20 de ani, a încercat să-i spună el ceva lui. Dar zi, dă-i detalii, învață-l un pic de istorie, nu-i spune doar că e o poveste bilaterală, un dosar bilateral care are aproape 20 de ani. Da. Ce să înțeleagă ăla? Din păcate... Și ne facem o imagine stupidă. Domnul Aurescu reprezintă România. Asta e problema. Nu ai voie să faci astfel de afirmații. Nu știm istoria canalului Băstroie. Ne informăm că este esențial să ai niște experți sau consilieri. Ai atâtea institute în România de unde poți să iei niște băieți care cu siguranță sunt și în arealul sistemului. A participat la discuțiile despre zona maritimă a Mării Negre. Deci trebuia să știi, pentru că acolo s-a discutat și de gurile Dunării. S-a discutat sau... Sau au fost marinarii militari care au făcut... Îi spui și de UNESCO. Eu cred că au fost marinarii militari. Nu, dar îi spui și de UNESCO, domnului jurnalistului britanic. Îi explici, bă, știi ce înseamnă patrimoniul UNESCO? Îi mai spui alte lucruri. Îi spui de istorie, îi mai dai niște detalii. Din câte știu eu... A încercat să nu supere pe nimeni. Din câte știu eu și la discuția de platformele pe care le-am luat la acea discuție cu Ucraina, militarii au început... practic documentarea pentru acest proces prin 1968. Au început documentarea. Ce au fost eu un viceamiral, nu mi-aduc eu aminte acum cum îl cheamă, dar care a lucrat pentru așa ceva. Deci oamenii au fost foarte bine pregătiți din punct de vedere a documentațiilor. Da, am și câștigat. Că militarii noștri sunt pregătiți. Domnul Aurescu n-a vrut să supere pe nimeni și n-a vrut să facă vreo gafă. A trecut recent prin niște situații. Și a zis să nu mai supere pe nimeni, mai bine nu zice nimic. Și mai bine tace. Hai să trecem la următorul subiect. E foarte important. Pe plan extern, un grup de experți în inteligență artificială, directori în domeniul tehnologiei sau scriitori, au semnat o scrisoare prin care solicită industriei din domeniul inteligenței artificiale să facă o pauză de 6 luni
Până să dezvolte sisteme mai puternice decât cel lansat recent de OpenAI, cum e GPT-4 ăsta, care e o nebunie, cu toată lumea am nebunit cu el, ce poate să facă GPT-urile, ce poate să... Da, văd să le face poze. Da, s-a ajuns la situații în care, dacă vrei, nu ai nicio treabă. Alucinante. Dar vrei să scrii un roman, comanzi pe GPT-4, îi zici, cam, îi dai coordonatele, cam cum ai vrea să fie, ce trebuie să fie, mai dur, mai nu știu cum, mai, și ți-l face. Până și Elon Musk s-a raliat acestui demers. Scrisoarea este emisă de Institutul Future of Life, semnată de peste 1000 de persoane, Elon Musk fiind unul dintre semnatarii scrisorii. El atrage atenția asupra pericolului dezvoltării inteligenței artificiale. Pauză solicitată către șefii OpenAI, gen Microsoft sau Google, trading între companiile implicate în dezvoltarea tehnologiei AI. Cum priviți povestea asta cu pericolul inteligenței artificiale? Inteligența artificială are o singură rațiune, eficientizarea. Oamenii sunt prin construcție ineficienți, mai devreme sau mai târziu, inteligența artificială va ajunge la concluzia că pentru a eficientiza lumea, va trebui să ne lichideze pe noi. Până când nu reușim să punem acolo un buton de siguranță. Stați, că a zis o chestie tare. Deci ăsta este pericolul, de fapt. Ăsta e pericolul. Da, nu există moralitate în ceea ce privește... Sau umanitate, sau valori umane. Să ajungă să ne controleze la un moment dat. Nu, să ajungă să considere că noi suntem niște paraziți, da, care împiedică să-și realizeze țelul fundamental de eficientizare. Ăla e momentul în care aici vor trebui montate sisteme de siguranță, care încă nu sunt clare. Toată chestia asta aseamănă cu o bombă amorsată și la care s-a scos puiul. Da. Deci ăsta este marele pericol pe care îl intuiesc băieții din dezvoltare. Ideea este că a luat-o prea repede, că se dezvoltă prea repede și că nu cunoaștem consecințele acestor evoluții. Trebuie o serioasă reflexie etică asupra situației. Uh-huh. În primul rând, una etică. Nu vorbim de tehnică aici. Credeți ce că vrem... face cineva pauză pe zona asta a inteligenței artificiale? Ei... Elon Musk, care anunță roboții sexuali, chestie care cu siguranță se va întâmpla. Asta nu e nimic. A ajuns să semneze așa. Gândiți-vă în momentul în care o mulțime meserii umane vor fi înlocuite de către roboți. Inclusiv militari. Vânzările, conducerea de autobuze și de taxiuri. Ce facem cu oamenii ăștia? Vor fi asistați social. Kissinger are o carte scrisă The End of Enlightenment, Artificial Intelligence. Este o carte despre inteligența artificială. El a ținut și o conferință, culmea unde, la Biserica Catolică din Washington DC, la Catedrala din Washington DC. St. Patrick, da. Exact pe această temă a inteligenței artificiale. Este foarte important. Deci băieții ăștia care au scris această scrisoare au avut, să zic așa, niște linii directoare pe care au mers. Pentru că Kissinger a fost cel care a spus despre această inteligență, a avut curajul să iasă în față să vorbească despre inteligență. Și ce facem cu 1 miliard de oameni care nu mai au nimic de făcut? Îi facem pe toți poeți sau pictori? Dintre ei creativi sunt o minoritate. Și cu restul... Vă spun eu ce se va întâmpla. Trebuie găsite căi și mijloace înainte de a lansa elefantul în magazinul de porțelan. Seara, în 15-20 de ani, odată cu roboții sexuali, se rezolvă problema familiei, care va fi afectată masiv, și a procreierii. Vor fi copii doar pe la băncile care se dă copii, ca așa se va întâmpla, bănci de embrion sau ce va fi acolo. Îți vei lua doar dacă îți permiți financiar. Cei mai mulți dintre oameni nu vor avea voie să facă copii sau vor avea maxim dreptul la unul și pentru care vor plăti taxe. Și în felul ăsta o să regleze sporul populației. O să păstreze o parte destul de mare din umanitate, jumătate asistată social, gen de ghetouri. Și cei care nu vor fi de acord, fiindcă o mulțime de oameni nu vor fi de acord. Nu. Inteligența artificială va declara dușmanii poporului și restul știm cum evoluează. Da. Lupte, gherile, ceea ce vedem prin film. Rezistență. Da, uneori filmele astea science fiction îți aduc în timp povești reale. Ți-aduc povești reale. Ales făcute cu băieți deștepți, cu niște consilieri din zona de informație, a comunității de informații foarte bine pregătiți. Exact, exact. Și de-aia ajungi să ai
filme precum Crimson Contagion să anticipeze. Deci acestea sunt adevărate probleme de etică ale viitorului. Da, nu bărbații graviți sau mâncatul de insecte. Astea sunt chestiile la care ar trebui să ne gândim cu toată seriozitatea. Suntem la o răscruce a omenirii. Și răscrucea asta nu e războiul din Ucraina. Nu. Răscrucea este faptul că ne confruntăm cu o inteligență pe care noi am creat-o, dar care nu este umană, deci nu este neapărat binevoitoare față de om. Uite, a spus domnul colonel, a spus o chestie foarte interesantă. Nu e pe o scară a pericolelor mari, războiul din Ucraina e cel mai jos. Puteți face un top 5 pericole la adresa umanității? Inteligența artificială pare să fie... În primul loc. Unul dintre ele. În primul rând ar trebui un set de reguli. Întotdeauna oamenii și-au reglementat probleme prin un set de reguli juridice. Dar n-au reglementat nici internetul. Cu excepția tuiușului Putin, că nu le are cu așa ceva. Spuneam în general că ar mai fi permafrostul din Siberia, un alt pericol. Deci va trebui să interzicem niște chestii. Să permitem alte doar niște condiții și să stabilim un cod de reprimare a abaterilor. Mm-hmm. Da, mă rog, cine să facă asta? Noi nici măcar n-am formulat problema, asta e. Da, asta e ideea. Iată, și acum vine anunțul care cumva se leagă de povestea asta. Anunțul făcut de un director de inginerie al gigantului tehnologic Google, autor, inventator și om de știință american, Ray Kurzweil. Deși Kurzweil, probabil, la origine. El zice așa. Oamenii vor ajunge nemuritori cu ajutorul nanoboților. Inventatorul american spune că tehnologia va fi capabilă să repare celulele și țesuturile umane care se deteriorează și că nu va mai exista îmbătrânirea. Mi se pare anunțul secolului. Are 75 de ani. E în legătură cu gigantul, lucrează pentru Google. Spune că oamenii vor atinge nemurirea cel mai devreme în 2030. În 2030 va exista posibilitatea, sigur, va costa probabil enorm în prima fază. 86% din cele 147 de predicții ale lui au fost corecte. Nu este vorba aici, în primul rând, de ce se va vinde cel mai bine, nu va fi nemurirea. Se va vinde cel mai bine funcționarea până la vârste avansate, fără scârțitori. Fără Alzheimer, fără... Așa va începe. Nu demență. Va veni să facă publicitate, păi vă face nemuritori. Va veni cu, vă rezolvăm problemele de reumatism, vă rezolvăm cu coloana, iar aici intră masiv, e o piață deci, superbă. Am fost în 1996 la Sandia Lab. Sandia Lab este unul din cele mai performante laboratoare din lume, la americanii în deșertul Arizona, lângă unde au făcut bomba nucleară. Și acolo... fiind cu colegii americani, ne-au prezentat câteva din proiectele lor. Era un proiect, un dispozitiv pe care ți-l injectai în venă și începea să curețe vasele de sânge de colesterol, de grăsime. Incredibil. 1996. Microroboți. Microroboți, exact. Deci acum 20 de ani. Aproape, 20 de ani. Și unde ori fi ăștia acum? Întrebare face să trăim deci atâta? Deci tu vorbești de aia. Eu cred că dintr-o anumită perspectivă, da. Dacă e să luăm legendele sumeriene de bune și anumite pasaje biblice și așa mai departe, am fost programați să trăim vreo 120 de ani. De la naștere... De la naștere, da, dar din cauza stresului, a nenumăratelor probleme cu care ne confruntăm și așa mai departe, nu reușim să atingem această marjă care ne-a fost oferită. De la naștere, clepsidra invers și tot se scurge. Cei mai mulți dintre oameni, bărbații sunt mai înceți, așa se spune, mai slow. Până la 50 de ani încep să-și dea seama cum e cu viața, ce au greșit, cum, pe unde, cum ar fi putut să mai trăiască și încep să regrete. Și mai treci vreo 20 de ani niște regrete teribile sau nu mai ai timp să îndrepți sau să faci tot ceea ce ai putea să faci după ce ai ajuns la înțelepciune. Problema este calitatea vieții la vârste avansate. Exact. Eu cred că se va ajunge. Adică vreo 120 de ani n-ar fi răi. Cu ani în urmă vorbeam cu un eminent cardiolog, profesorul Gerasim, care mi-a spus o chestie foarte curioasă. Să știi că la naștere fiecare inimă este programată câte bătăi să bată.
Și după ce a ajuns la 127.743.872.201, nu va mai exista 202. Da. Nu poate fi reanimat. Aici e genetica. Dar iată, dacă vin băieții ăștia, cum zice Kurzweil, cu nanoboții care vor rezolva toată această problemă a noastră, nu este, nu este ceva SF, este ceva... Am văzut, asta nu, ți-am și in spus time-ul ăla, când cumpărau minute, nu? Când bogații trăiau 8.000 de ani. Sunt convins că sunt rase, civilizații în care povestea asta e rezolvată. Poate că la un moment dat se satură de viață și potrivit unui cod se, își iau singur viața, să mai știu cum dispar. Sau ritmul de degradare e mult mai încet. Cred că aici e și o problemă, că ne-am înmulțit foarte tare, dar o vor rezolva prin aceste situații, roboții sexuali și așa mai departe, care vor înstrăina relații între bărbați și femei. Oricum e anunțul secolului. Dacă e adevărat, cred că vor începe, așa cum spuneați dumneavoastră, prin rezolvarea unor probleme, gen Alzheimer, ușor, ușor. Și la această ispită nu vom putea Parkinson. Rezista. Nu, nu, nu. Că nu vrei să nu mai știi pe ce lume ești de la o anumită vârstă. Da. La asta nu, că este obsesia umanității. Mi-aduc aminte de cum îl chema pe spaniolul ăla, Juan de Ponce, cred, care a plecat în căutarea fântânii Ponce Imereți. De Leon. Ponce de Leon. Ponce de Leon. Ponce de Leon a plecat în căutarea ăla care a descoperit Florida. Soy catedratico de spaniol. Da. Sunt profesor de spaniolă. Da, perfect, perfect. Ponce de Leon a plecat să descopere fântâna Tinereții și a sfârșit omorât de un localnic, o săgeată. Problema nu este cum sfârșești, problema e ce se întâmplă când îți realizezi visul. De-abia atunci începe marea problemă, posibil coșmarul. Toate bazmele românești cu viața, viață fără de moarte, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, una dintre marile dureri ale umanității. Iată că vine anunțul secolului de la un american care e în legătură cu Google și care vorbește despre faptul că oamenii vor atinge nemurirea cel mai devreme în 2030, vor începe să se gândească serios la povestea asta cu nemurirea. Eu zic că va mai sta în laboratoare povestea cu nemurirea o perioadă, ca nu cumva să aibă acces toată lumea la povestea asta. Niște băieți foarte bogați. Apropo de asta, 67% din bogăția Americii se concentrează în mâna baby boosterilor, boomerilor, baby boomerilor ăstora de după război. Da. Generațiile de după 86, din ce în ce mai sărace, nu mai dețin aproape nimic. Deci aproape nimic. Și analiza este, din punct de vedere sociologic, că cei mai mulți dintre mileniali, care sunt ăștia născuți după 92, după 90, pardon, nu, din 86 până în, din 90 și ceva până în 2012, 96 până în 2012, ăștia nu mai au nimic. Deci, deci suntem nimic. Copți pentru o nomenclatură nemuritoare. Asta zic. Nu de mai atunci să vezi. Părinții le plătesc facturile, chiriile. Generația X, asta a mea, are foarte puțin avere estimate la, nu știu, casa, cam asta, cum e în America, și mașina. Iar bogăția o dețin cei care de-abia așteaptă nemurirea și care lucrează să obțină nemurirea, o încă mai apucă, încă mai speră. Generația de după al doilea război mondial, cea mai rămas de acolo. Și jumătate din oameni care vor trăi manevrați frumos în zona inteligenței artificiale, realității virtuale. Serviciile, nu știu cum privesc povestea asta și oamenii din zona militară, pe dumneavoastră v-am auzit. Nu știu. Din punct de vedere militar, la ora actuală, este foarte clar. Ucraina are succes pentru că are tehnică de secol 21. Este clar, dacă dai drumul la un Phoenix Ghost, la o dronă din aia, timp de 6 ore, nu contează cum e afară și poate să-ți lovească o țintă, mai mult de atât ce trebuie. Nu te duci, nu te pui în pericol, n-ai absolut nimic. E controlul dintr-o... Nu-i plătești pensie militară. Da, nu ai nimic. Da, oricum, roboții vor invada și arealul militar, inclusiv... Păi deja sunt și roboți pentru forțele speciale, cei care i-au folosit în Afganistan. Cum? Da, au folosit în Afganistan roboți pentru a căra echipamentele. Big și... Dog se cheamă. Da. Seamănă cu un câine mare, dar fără cap. Da. Am văzut așa ceva. Am văzut, în schimb, și roboții ca în filmele americane, care au capacitatea să sară, să tragă cu armele, să lovească, să se apere. Lumea a evoluat enorm de mult. Iar în domeniul militar, în general, toate aplicațiile care au fost făcute de start-up-urile din Silicon Valley
Au trecut imediat spre partea militară. Unde se câștigă de altfel, acolo se câștigă. Și de chestiune. Știi care e marea problemă a Europei la ora actuală? Producția de armament. Noi nu suntem capabili să livrăm Ucrainei cât are nevoie. Și Ucraina nu trage 50.000 de proiectile cât trag rușii. Trage între 2.000 și 7.000 pe zi. Rușii trag 50.000 pe zi. Da, zicem armaile. Și mai e o chestiune. Da. Eu am prins perioada asta. În anii 90 s-a făcut restructurarea industriei de apărare. Lumea zice că la noi. Nu s-a făcut numai la noi. S-a făcut în toată lumea. Inclusiv americanii, de la vreo 20 ceva de companii mari de producție armament, au rămas cu 5-6 companii. Și acum nu mai le dau voie să se consolideze, adică să unească două companii, ci acceptă să facă alte companii ca să poată să producă. Păi dacă eu am dat Javelin, acea rachetă care lovește tancurile, le-am dat-o ucrainienilor, am dat 8.000 de bucăți. Americanii au dat 8.000 de bucăți. Păi ei 8.000 de bucăți le produc în 10 ani. Ei produc 800 de bucăți. Fabrica produce 800 de bucăți pe an. Păi... E de asta zice Mark Miley, care e șeful statului major american, că nivelul de incredibil de consum. Și îți mai spun un lucru care nu l-am spus. Ucraina arată... Mădăline, îți mai spun un lucru. Carențele stocurilor. Exact. Și au redescoperit unul, că nu e perimat. Da. Să știi că dialogul între cei doi mari există. Lloyd Austin a vorbit acum 2 zile cu Shoigu pe problema dronei pe care au dat-o rușii jos cu aviația. Deci dialogul ăsta la nivelul ăsta există. Nu-l menționăm noi, menționăm tot felul de aiurel, dar când e vorba de o chestiune serioasă, a fost imediat un dialog pe această temă. Cu chinezii a fost mai greu, cu chinezii se vorbește mai greu, pentru că acolo există o zonă a militarilor naționaliști și aia e uneori și împotriva lui Xi. Deci să fie foarte clar, acolo sunt lucruri foarte complicate. Chinezii sunt mult mai complicați. Eu mi-aduc aminte, eram la Shanghai, consul general, când a venit un portavion american în Hong Kong și nu i-a dat voie să... Erau familiile, așteptau acolo să se întâlnească cu marina, nu le-a dat voie. A zis că n-au dat cu 5 zile înainte solicitare de... Asta este, nu e... China is China. Și-au băgat dușmanul în casă, nu, rușii? Da, asta este o chestie la evident. Am avut dovezi directe de acum 15 ani în ceea ce privește atitudinea foarte reticentă a militarilor chinezi față de Rusia și posibilă evoluție în Rusia. Dacă vreți să știți, în momentul de față, China are 1600 de tancuri ultramoderne, comparabile cu Abrams. Da. Nu știu cum doar. Toate sunt pe frontierele cu Mongolia și cu Rusia. Dar absolut toate, până la ultima bucată. Oare de ce? Foarte interesant. Într-un articol pe care o să-l public sâmbătă, am un story pe care l-am citit într-o carte americană despre cum fură chinezii tehnologie. Un scurt, un postscriptum în care am povestit ce înseamnă o firmă low-tech. Deci o firmă care nu face decât cablaje. Decât să fur portofele? Decât să fur portofele, nu faci cablaje. Da. Și fur agendele și da. Introduce hackeri în ecuație. Noi încă jucăm în altă ligă, dar ăștia fură tehnologie, noi... N-am mai apucat să vorbim de afirmația, să comentăm afirmația făcută de liderul Transnistriei, un băiat al cărui nume îmi scapă acum, și care spune că dacă se va porni, Transnistria va fi îngrenată într-un război, Tiraspol într-un război, asta înseamnă război mondial. Conflict în Transnistria egal război mondial. Zice treaba asta Vadim Krasnoselski. Krasnoselski. Este la gluma zilei sau la ce? Hai să zicem. Poți fie, cum se zice, zevzecul zilei sau nu știu. E real sau? Toți tinerii mobilizabili din Transnistria au descoperit brusc că au și pașaport moldovenesc, să fie românesc. Și sunt deja în Occident ca să nu pună gheara pe ei. În plus, când îi întreb, ei sunt ucraineni, domnule, de etnie ucraineană, toți, dar absolut toți. Partea cu război e mai complicat. Bun, asta a zis el. Dacă Republica Moldova se va implica, atunci România, care face parte din NATO, se va implica, iar dacă România se va implica, atunci Rusia se va implica. Da. Dacă lucrurile vor scalada până la un conflict global, atunci mijloacele utilizate nu vor fi limitate.
tot din arsenalul propagandei și de o parte și de alta din această perioadă. Da, războiul hibrid, fiecare stat fost din tratatul de la Varșovia are o schemă de comportament hibrid din partea rușilor. Fiecare la noi nu la noi nu se întâmplă ca la Polonezi. Se întâmplă altfel la polonezi, la noi altfel, la cehi altfel. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule general, domnule colonel. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Urmează weekendul, să sperăm că lucrurile vor fi liniștite în această perioadă și că putem să începem săptămâna viitoare cu un anumit tip de optimism. Se apropie și sărbătoarea aceea mare, pascală, și sper să o primim cu mai multă lumină, seninătate în suflete și în minți. Toate cele bune, ne revedem luni de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV.